Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Tu te-ai născut cu un obiectiv final, o viață armonioasă, elegantă și liniștită. Te înconjuri cu oameni plăcuți, receptivi și lucruri grațioase, având ambiții, străduindu-te pentru succes și faimă, care este tipic unui capricorn, vei urmări interesele culturale. Mulți oameni creativi și sărbătoresc ziua de naștere pe 15 ianuarie, iar cei care nu au devenit artiști, scriitori sau muzicieni devin adesea patronilor. În mod repetat, în viața ta apare tema eroismului. Într-o anumită perioadă, găsești în tine vâna neînfricată și, mai târziu, te bazezi pe ea în situații de criză și stres este posibil ca nici măcar să nu suspecteze existența unei astfel de calități în tine până când soarta nu îți aruncă o provocare deschisă. Până la acel moment nu te deosebești de ceilalți. Evenimentele care trezesc dintr-o dată eroismul tău latent apar de obicei între 20 și 30 de ani. Ca un copil, adesea visai să explorezi și chiar a avut idealul unui erou. Ca și părinte poți fi un exemplu de urmat reprezentându-te ca eroină, încerci să-ți stimulezi activitatea și inițiativa. Nu este exclus totuși ca mai apoi să devii eroină, chiar și în ochii copiilor tăi, făcându-ți astfel visele tale tinerești să devină realitate. Semnul zodiacal Capricorn este direct legat de semnele elementului pământ, care se disting prin următoarele calități, practică, diligență, devotament, austeritate modestie, realism, economie. Planeta ta guvernatoare este Saturn. Aceasta predetermină dorința de ordine. Planeta este favorabilă pentru profesiile în construcții, precum și pentru funcționari. Planeta ta în exil este lună. Ea este responsabilă pentru lipsa de sentimente, precum și incapacitatea de a empatiza emoțional. Te străduiești să-ți îndeplinești ambițiile la vârful carierei și faimei. Visezi la o viață liniștită, sigură și confortabilă și ești conștientă de faptul că pentru asta trebuie să câștigi destui bani. Efectul datei nașterii este exprimat în faptul că ești atrasă de viața culturală. Poți fi artist, muzician, poet, scriitor, actor sau în cazuri extreme, studii culturale, expert în cultură, critic de artă, patron al artei. În orice caz Ești o persoană creativă, nu ești în mod necesar o persoană activă din punct de vedere social, dar poți fi atrasă de una sau de altă persoană care îți va inspira cunoașterea de sine. Profesorii și mentorii joacă adesea un rol cheie în cariera ta. Iubirea, sau cel puțin prietenia și tandrețea profundă, este de asemenea importantă în relația ta cu lumea exterioară. Răzvrătirea este o manifestare particulară a maturității. Tu simți foarte rău nedreptatea, deci ești pregătită să lupți împotriva oricărei forme de opresiune sau agresiune. Eu cred că ai o înfățișare plăcută și adesea chiar naivă, ascunzând forța interioară profundă. Cei care încearcă să profite de blândețea ta descoperă în curând cu surprindere capacitatea ta de a rezista. Tu înveți repede lecțiile vieții și repeți adesea. Rușine celui care mă înșală pentru prima dată, rușine mie dacă mă lasă înșelată de două ori, nu trebuie să fii prea deschisă și să lași în lumea ta interioară pe aceea care îți pot face rău. Pe de altă parte, a te înconjura cu un zid de, de fier după ce ai fost rănită este cel puțin prostie. Găsirea unui echilibru între deschidere și securitate este sarcina principală pentru tine ar trebui să fii mai precaută cu privire la chestiunea plăcerilor senzuale la care ai slăbiciune. Uneori, energia ta este pur și simplu pulverizată pe obiecte care nu sunt vrednice de atenție. În plus, tu trebuie să-ți temperezi dorința de a subjuga lumea din jurul tău și să rămâi deschise evoluție și schimbării. O astfel de doamnă este fermă, loială, responsabilă, ea simte nedreptatea foarte atent și cu durere suportă atitudinea nedreaptă față de persoana sa. Tu vei lupta cu orice formă de manifestare a nedreptății, opresiunii sau încălcarea demnității feminine. Pot afirma că ești puțin naivă, dar ai un aspect delicat, deși nu te grăbești să te relaxezi, în spatele acestui chip angelic poți ascunde o forță interioară puternică pe care nu o poate duce fiecare om. Cum afectează data de 15 ianuarie soartata? De la o vârstă fragedă, ai vise de aventură, imaginându-te că ești eroina care salvează frumusețile fabuloase care, prin voința destinului, au fost ținute captive de ticăloși, sau amazoană neînfricată, care poate depăși orice obstacol. Savurând diferite cărți de aventură, tu te pui întotdeauna în locul protagonistului. Tu primești o plăcere inimaginabilă de a te deda la astfel de vise, dar mai devreme sau mai târziu, visele devin insuficiente. Apoi, ești trezită de un adevărat eroism, agitat și atot cuprinzător, uneori te surprinde pe tine însăți, pe măsură ce acesta se trezește brusc, ca și cum ar fi izbucnită dintr-un vulcan care nu a funcționat timp de secole. Și din acest punct, nimic nu te mai sperie? Devi eroina cărților tale preferate. Ai o caracteristică foarte amuzantă, răzvrătirea se trezește la o vârstă mai matură și nu la fel de des ca în adolescență. Cu alte cuvinte, se pare că manifestarea revoltei este definirea maturității tale. Te simți foarte jignită de orice dreptate și încerci în mod constant să o elimini și, dacă te-ai angajat deja într-un proces similar, atunci sunt sigură că îți vei termina treaba. Aspectul tău puțin naiv, care adesea atrage oamenii care nu au intenții foarte favorabile, este cel mai bun exemplu că aparența este înșelătoare. La un moment dat, începi să-ți demonstrezi caracterul de fier, la care infractorul nu se așteaptă. Pot spune ca activitate socială, numai în cazuri rare, dar nu poți fi numită singuratică te simți confortabil în cercul de prieteni apropiați și tovarăși, în companii calde, unde te poți relaxa și te vei relaxa din inimă. Ești foarte la lacomă pentru romane pasionale nu pe termen lung, important este faptul că viața sexuală pentru tine are una dintre cele mai importante poziții, ești foarte senzuală în această privință și cauți să împărtășești tandrețea ta cu mediul, în sex, în primul rând, tu ai grijă de partenerul tău, dar, din păcate, este destul de obositor. După o anumită perioadă de timp dedicată reflexiei filozofice, poți decide să obții un partener, care, într-un fel sau altul, afectează percepția ta, dorința de a subjuga întregul univers în mai puțin, dar nu are unde să meargă până la capăt, deoarece onestitatea și justiția prevalează tind să ai încredere în oameni, nu te aștepți la niciun truc și poți fi prea deschisă cu cei care nu merită. Dar dacă observi vreodată o persoană a fi nesinceră, o elimini imediată din viață, nu poți fi înșelată de două ori, niciodată nu vei permite o astfel de situație. Dragoste și compatibilitate În viață ești realistă și practică, dar în dragoste un idealist romantic înzestrată cu o natură exigentă și critică, poți fi dezamăgită cu cruzime dacă obiectul pasiunii nu corespunde standardelor înalte. Cu toate acestea, atâta timp cât totul merge bine, vei arăta ca o iubită loială și credincioasă. Ești o femeie pe picioarele ei, stabilă și de încredere, deși puțin plictisitoare, știi cu siguranță cum să obții succesul în viață trebuie să alegi o pereche dintre următorii candidați, scorpion, fecioară sau pești. Prin aceste semne, ai cele mai mari șanse să construiești o familie sigură în care să te simți încrezătoare. Este foarte probabil că, împreună cu Taurul, Vărsătorul și Capricornul, poți crea o familie demnă, îți poți mări moștenirea cu demnitate. Dar, în această combinație, Principalul lucru este că aceștia își împărtășesc responsabilitățile și își restrâng pretențiile unul față de celălalt. Învață să renunțe și să nu dicteze voința lor. Căsătoria egală este aproape imposibilă și nerealistă din multe motive cu leu, berbec, săgetător, balanță și rac. Semnele enumerate nu se potrivesc deloc, nu te vor înțelege deloc locuri de muncă și cariera. Ai nevoie de o persoană puternică în apropiere care ar putea deveni mentorul tău spiritual. Cele care sunt norocoase să întâlnească o astfel de persoană în drumul lor devin oameni mai adânci și mai interesanți, deoarece lucrează pe ei înșiși și se angajează în cunoașterea de sine. Dar de cele mai multe ori, natura ta nu apare la suprafață, stă ascunsă în spatele aspectului frumos și a ochilor mari naivi ceilalți este bine să știe că blândețea ta este înșelătoare, de fapt ești o războinică adevărată, sănătate și boli. Cel mai adesea te confrunți cu probleme care afectează aspectele senzuale ale naturii tale. De exemplu, tu poți fi predispusă la excese atât în ceea ce privește alimentația, cât și sexul. Aceste probleme se cristalizează în copilărie. Trebuie să te asiguri că emoțiile tale nu devin o armă sau un instrument de manipulare, mai ales în relațiile cu copiii. Abilitatea de a găti te va ajuta să înveți mai bine cum să-ți controlezi dieta și, dacă este posibil, să elimini excesele de acolo. Sportul și exercițiile în toate formele nu sunt interzise, sporturile de echipă sunt deosebită de utile, poți abuza de mâncărurile delicioase, alcool și plăcerile senzuale. Ar trebui să înveți să-ți reduci pasiunile și să te asiguri că ceilalți nu-ți folosesc zăbiciunile și hobby-urile în avantajul lor. Destinul și norocul În această zi s-au născut visători, vizionari, iubitori de diverse aventuri, călătorii. Aceștia sunt oameni înzestrați, cu perseverență specifică lor, ei întruchipează visele lor cele mai îndrăznețe în realitate. Realizează planuri grandioase. În anii copilăriei se poate să fie întâmpinată dificultăți în termenii materiali, dar, învățând înțelepciunea vieții, dobândind cunoștințele necesare, datorită talentelor cu care Universul te-a înzestrat cu generozitate, vei putea să te înconjori cu confort și strălucire. În sfera materialului, vei obține rezultate excelente în timp. În viața de familie, Înțelegerea reciprocă, respectul și fericirea domnesc, sfaturi pentru tine, nu te încrede în mod inutil sau, din potrivă, nu ceda paranoiei, după ce ai decis că nu poți avea încredere în nimeni, adevărul se află undeva la mijloc, fii discriminatoare, dar rămâi deschisă la schimbare, încearcă să nu pierzi toată puterea ta în plăceri, fii flexibilă, lumea se schimbă în mod constant, deși, Uneori, imperceptibil, te schimbi cu ea. Părăsește încercarea de a cuceri și de a reface totul de una singură. În această direcție, poți lucra fără sfârșit și nu vei reuși niciodată. Ce cadouri ți se potrivesc? Ești o fire practică. Nu-ți plac surprizele. În ești un gardian al trei familiei. Prin urmare, este mai bine pentru tine să primești cadouri pentru casă? un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, picturi. Desigur că nu vei renunța la un covor confortabil, un pulover cald din lună. Tot ceea ce este util, convenabil și funcțional, de marcă. În general, lucruri pe care numai tu le vei folosi vor avea un farmec deosebit. Iubești monogramele pe cadouri. Pentru tine este important ca un cadou să fie veșnic al tău? iar când numele tău este sigilat pentru secole, nu contează că acesta este doar o scrumieră de cristal. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți-le au dăruit ursitoarele tale.